Hello, dragile mele și dragii mei! Din nou suntem împreună și din nou vorbim despre frumusețea și sănătatea părului. Astăzi eu am lângă mine pe Diana Noje. Bună! Am o relație de ceva timp cu Diana. Ne ocupăm de părul ei, care este absolut superb. Dacă vedeți ce culoare naturală are, este ceva absolut fantastic. Dar de fiecare dată avem aceeași discuție. Diana vrea mai... mai blondă! Ca toate fetele, de altfel. Te-a căzut și la bete, te-a auzit și la valiera că vrei mai blondă și a căzut pe jos. Da, mai ca toate fetele, să știi că ai foarte mare dreptate în această perioadă. Foarte multe fete își doresc să fie din ce în ce mai blonde, însă la Diana acest lucru real este foarte posibil pentru că are una la mână o bază deschisă natural și doi la mână nu face prostii cu părul, nu s-a vopsit. Nu s-a vopsit. Și săraca numai ea știe cât așteaptă după programare. Da, este foarte, foarte răbdătoare. Așadar, ce o să facem astăzi este o exemplificare de baleaj, cum cred eu, viziunea mea asupra acestui lucru. Nu spun că este singura variantă, nu spun că doar așa se poate, însă cred că este foarte important să vă arăt o modalitate în care cumva ar trebui să ajungeți la un rezultat destul de deschis al părului și să mențineți părul în și siguranță. Și cât mai natural, să nu pară că este fake, chiar dacă este foarte deschis. Ești de acord, exact, da? Da. Toată lumea mă întreabă dacă e vopsit sau nu și păstrez secretul. Da. E natural. Perfect. Pe Diana să știți că o puteți găsi pe Instagram. Diana Noje. Diana Noje. Vă sfătuiesc să o urmăriți. Este o tipă super mișto și îmi place foarte mult modul ăsta foarte natural în care abordează ea lucrurile. Felicitări. Mulțumesc. Bune. Ești foarte felicitări mișto și ție. Pe asta. Mulțumesc. Îmi place. Bun, așa că ne apucăm de treabă în procesul acesta pe care îl facem. Să știți că am și ajutorul lui Andrei. Nu lucrez singur. Așa că o să pună și el mâna pe părul Dianei. Facem efort de echipă ca Diana la final să fie mai blondă. Aștept cu nerăbdare. Dragile mele, Diana este montată, cred că prinde și posturi străine. Această Cleopatra în variantă modernă. Partea din spate, care a fost pusă mai devreme deja, este suficient de deschisă. O să clătim separat. Întâi vom clăti partea din spate, apoi așteptăm până ajungem la același nivel de deschidere, vom clăti și partea din față. După care urmează un proces de nuanțare, care presupune repunerea de pigment înapoi în firul de păr, acolo unde a fost decolorat. Și acesta poate fi făcut în diverse reflexe. Am videoclipuri despre nuanțare și decolorare, deci puteți să vedeți acolo cum punem problema. Dorința Diana oricum este de a fi mai blondă la final, nu voi închide blondul, doar îl voi asezona puțin cu câteva reflexe, dar naturale în cazul ei. Apoi o să urmeze o parte de tratare care este extrem de importantă, după care o să uscăm, o să o coafăm pe Diana și o să vă prezentăm în toată splendoarea părului ei. Momentan avem nevoie doar de puțină răbdare. A few minutes later. Acesta este rezultatul. Diana este blondă. Și fericită. Ești ok, da? Da.
Îți place? E suficient de blond de data asta? Mai mult decât perfect. Super. Mulțumesc. Ți-am lăsat în față, ai văzut că ți-am făcut un contouring în față, ți-am lăsat zona asta super super blondă. O să arate foarte bine și când îl prinzi, pentru că i-am pus și pe laterale și o să arate foarte bine și în poze. Am coafat-o minimal, să știți, nu am insistat foarte mult, un pic de ondulator, uscat 100% părul netras cu perie, nenimica, și doar că ți-ai dau un pic de textură. Mie îmi place foarte mult părul de genul acesta, cred că e ceva ce oricum poți să faci și tu. Așa că am fost atentă. Ai fost, nu? Perfect. Dragile mele, ce încerc să vă spun este că baleajul, deși poate pare ceva simplu, nu este. Este foarte important să faci toți pașii corecți, este foarte important să fii cu mintea acasă. Diana a și spus că am fost foarte cu mintea acasă, nici măcar cu șampon violet nu s-a dat. Nu. Și adevărul este că de fiecare dată mă întreabă dacă are ceva de făcut cu părul și de fiecare dată mă întreabă ce ar mai trebui să mai adauge ca și îngrijire. Și ți-am zis că o să-ți recomand în continuare niște lucruri. Genesis-ul de la Kerastase, cu asta o să vreau să mergi. Tocmai pentru că părul s-a modificat, este mult mai blond în acest moment și are nevoie de puțin mai multă îngrijire, cel puțin în prima lună după ce ai făcut schimbarea de culoare. Diana, îți mulțumesc, că de obicei ești foarte drăguță. Eu îți mulțumesc. Și o să mai facem tot felul de lucruri. Dacă ți-a plăcut pe canalul meu de YouTube, să știi că o să te mai invit. Mai vin. Da? O găsiți pe Diana Instagram. Pe Instagram, la Diana... Diana Noje. Perfect, în regulă. Dragii noștri, vă mulțumim foarte frumos și nu uitați, iubiți-vă părul. Pa, pa! Da.